Patru pescăruși pe terasă. La o privire grăbită, ai zice că sunt patru adulți, dar nu e chiar așa. Sunt Gregoar și Fiona, desigur, dar ceilalți doi, deși sunt la fel de mari ca ei, încă au urmele unui penaș de tranziție. Au spinările albe și aripile gri, însă o parte din vârfurile penelor de pe coadă și de pe aripi sunt pestrițe, iar asta se vede mai ales când își deschid aripile. Unul dintre ei păstrează ceva mai mult din penajul de juvenil. O zonă dantelată e vizibilă chiar și când aripile sunt lipite de corp, în timp ce, în cazul celuilalt, abia se mai zăresc câteva mici pete maronii către vârfuri. O privire grăbită îi poate confunda ușor cu niște adulți. Cum de-i tolerează Gregoar și Fiona? De ce îi alung așa numai într-o doară și numai când unul dintre ei se aventurează și, străbătând terasa la pas, se apropie la vreo 2 metri de cuib? Fiindcă sunt puii lor, puii lor de acum 2 ani, din 2019. Cu siguranță sunt doi dintre puii lor veniți să vadă ce s-a întâmplat la cuib. Un loc bine cunoscut lor, căci aici au crescut și ei. E dormitorul lor de demult, îl știu foarte bine. Se vede din firescul purtării lor, dar și din atitudinea relaxată a părinților.